Mergem la Muzeul Național de Istorie. Vă spuneam că astăzi este ziua pantofilor roșii. Astăzi iubirea poartă pantofi roșii. E campania Fundației Mereu Aproape. Acolo este și colega mea, Mădălina Bălan. Și nu este singură. Mădălina, bună ziua! Bun găsit din nou. Da, chiar dacă vremea nu ține deloc cu noi, ca să zic așa, spun cu noi pentru că sunt aici încă de dimineață, e bine, foarte multe persoane nu contenesc să nu vină și chiar în urmă cu câteva minute Oana Turc împreună cu soțul ei, cu Cristi Branco, au venit. Desigur, așa cum cere campania, cu pantofi roșii. Deja s-au adunat mult mai mulți pantofi, dacă ar fi să facem o comparație cu, nu știu să zic, o jumătate de oră în urmă. O să te pe tine prima dată, Oana, pentru că ești femeie și vorbim de la femeie la femeie. Să spunem stop violenței. Da, să spunem stop violenței, pentru că a venit momentul în care noi femeile chiar să spunem stop. Dacă ani la rând străbunicii, bunicii noștri acceptau violența în cuplu, de exemplu, cred că e momentul să spunem stop. Și dacă cineva încearcă să fie violent cu noi, efectiv să rupem din rădăcină, pentru că dacă o dată a greșit, se va întâmpla și a doua oară. Da, și acum, nu doar înainte, cum spuneai tu, de buniștii, de străbunici, pentru că o femeie la 60 de secunde este maltratată, este bătută, acum, deci statisticile sunt... Este momentul să spunem stop. Și această campanie chiar își are rolul la propriu, pentru că așa nu se mai poate. Și felicitări Fundației Mereu Aproape. Le întrebam pe persoanele publice, o întrebam pe Andreea Berecleanu sau pe Mirela Vaida, dacă s-au lovit în viața lor personală de acest lucru. În cazul de față, pentru că vă cunosc și personal, îl cunosc pe Cristi și știu că tu ești norocoasă din punctul ăsta de vedere, n-are rost să te întreb, ai un gentleman lângă tine. Da, în cazul nostru, într-adevăr, chiar nu e cazul, adică suntem oameni deștepți, maturi și cred că se pot rezolva probleme dacă ele există altfel decât prin violență. Dar, într-adevăr, există situații, am auzit cazuri, chiar și pe pagina de Facebook a emisiunii noastre, scriu foarte multe femei care vor ajutor și vor să-și dea refresh, da? Apropo de emisiunea noastră, și din acest punct de vedere, pentru că nu mai trebuie să suporte absolut nimic. Violența chiar e cel mai grav lucru care se poate întâmpla unei femei. Cristi, ce să facem cu femeile care spun, aș pleca, dar nu am unde, sau aș pleca, dar mi-e rușine să-i spun mamei că m-a bătut, sau îmi acopăr ochiul cu fard pentru a nu fi observat de lume? Eu spun că violența trebuie combătută sub orice formă și de fiecare dată când cineva va fi violent odată, va fi violent și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară, pentru că este un om defect. Dacă cineva crede că această poveste cu violența este doar o chestiune de imagine, vă rog să vă uitați cu atenție la Acces Direct, pentru că sunt niște cazuri înspăimântătoare acolo. Nu ni se pare de la București, că vorbim de divertisment, de vedete, de lucruri, numai că viața este foarte crudă. Există locuri în țară unde violența este o chestiune de ordinul firescului. Prin urmare, noi trebuie să învățăm pe acești oameni și să-i facem să înțeleagă că trebuie să acționăm, că femeile trebuie să plece cu orice preț, pentru că odată ce o palmă s-a ridicat, cu siguranță ea se va ridica mereu și o viață devine un coșmar. Prin urmare, nu cedați niciodată în momentul în care există violență și, așa cum spunea și Oana, tradiția de pe vremuri, domnule, că e bărbatul, e al tău, că trebuie să accepți. Astea sunt niște chestiuni care fac parte dintr-o perioadă trecută, învechită și neemancipată a acestei țări și a acestei lumi. Violența trebuie combătută și noi suntem aici pentru că, dacă am văzut violență, poate în jurul nostru, poate în anumite zone ale familiilor mele, noastre sau ale dumneavoastră, cele de acasă, trebuie să știm că ăsta este un lucru care nu trebuie să se mai întâmple. Citeam câteva studii despre lucrul acesta și spunea și doamna primar același lucru, că principalul motiv pentru care femeile nu pleacă de lângă partenerii lor de viață după ce sunt agresate fizic și emoțional, pentru că le este rușine, și apoi că nu au efectiv unde să se ducă. Unde mă duc? Și cu copil. Uite, ăsta este motivul pentru care trebuie să fim responsabile, trebuie să fim stăpâne pe noi, trebuie să muncim și să nu ne bazăm niciodată că el are, da? Deci ăsta e, efectiv a fost personal, îți spun, obsesia mea dintotdeauna, că trebuie să mă realizez, că trebuie să am acolo o cămăruță a mea, că e închiriată, că e cumpărată, nu contează, și apoi să ai o relație. Pentru că nimic nu poate fi mai înjositor decât momentul în care bărbatul îți spune eu am și tu nu ai.
Ăsta este sfatul meu pentru toate femeile. Poate de asta m-am și măritat la 30 și ceva de ani, pentru că am știut din start ceea ce vreau și recomand tuturor să facă lucrul acesta, să fie stăpâne pe ele. Am cunoștințe care sunt acum, în acest moment, în această situație, cu copii lângă ele, își caută apartamente să închirieze, pentru că el, soțul, a rămas în casă. Deci nu se poate așa ceva. Recomand tuturor să muncească pe brânci și să nu stea cu mâna întinsă în fața unui bărbat niciodată, în fața unui iubit, în fața unui amant, în fața unui soț, nici măcar în fața părinților, da? Mulțumesc tare mult, vă mulțumesc amândurora și acum te las să faci lucruri, de fapt, pentru care ai venit, să pui acești pantofi noi, să înroșești aceste scări, să participi și tu la lucrul acesta. Vă mulțumesc amândurora, mulțumesc Cristi, mulțumesc Oana. Cu drag, oricând.